Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Despre inteligență să vorbim, mai artificială. Deci cu mine nu vorbiți. Așa. Da, noi glumim, da. De ce ne temem? Nu scăpăm. Inteligența artificială începe să concureze profesii care define societatea umană. Unele dintre ele de mii de ani. Plus că eu, adică, te aștepți ca unele dintre profesii, unele dintre domenii să fie protejate de avansul inteligenței artificiale. Și după aceea descoperi niște lucruri pe internet de stai camâța în coadă. Ai văzut, nu știu dacă ați văzut, dar acum pe internet toată lumea vorbește despre un nou program de stat de inteligență artificială care se cheamă Sora. Așa se scrie, Sora, nici nu știu cum se pronunță, de fapt. Sora. Sora 13. Sora, da. Și care creează imagine, creează video pe baza unei descrieri text. Am văzut. Și sunt niște imagini... Și e spectaculos. Da, e spectaculos. E spectaculos pentru că poți să creezi absolut orice. Zilele trecute am văzut un elefant făcut din frunze care mergea pe un drum, de exemplu. Și este super credibil, adică totul este foarte, foarte credibil, doar că poți să creezi orice fel de imagine, oricât de fantastică și să ca și cum ai filma. Lucrurile astea le creai pe vremuri cu 2 litri de vodcă, da, într-o seară cu băieții și vedeai ce voiai tu. Acum te ajută inteligența artificială. Bun. Cu imagine mai e cum mai e, asta e să vezi cu medicina. Google susține că cel mai recent model al său de inteligență artificială, că toate marile companii de tehnologie și IT dezvoltă modele de inteligență artificială pentru toate domeniile. Sunt zeci de modele diferite. Deci Google spune că modelul său de inteligență artificială este capabil să obțină un punctaj de peste 91% la examenul de licență în medicină din Statele Unite. Și acum, deci, se licențiază, se pun întrebări, 91% dintre răspunsuri corecte pentru examen de licență. Inteligența artificială. Ți se pare că e slab? Da, pe poate să caute pe Google. Adică și lucrează la Google. Adică e a lui Google, e parte, nu din cred Google. Că da, Google dă foarte multe răspunsuri. Adică îți dă milioane de răspunsuri. Că indexează da, mulțimea de pagini. Le pune cap la cap și... Asta face. Deci inteligența artificială este... E practic un program super sofisticat de analiză a unui volum uriaș de date. Asta da. Face. Analizează volume uriașe, gigantice de date și e, de ce e bun la diagnostice medicale? Pentru că în esență, nu vorbesc de empatie, de relația directă cu pacientul între medic, da? Între medic și pacient. În esență, medicii fac exact asta. Pe baza ceea ce studiază ei, ani și ani la rând, a experienței clinice și asta întinsă pe ani de zile, a și a deducțiilor, a analizelor, a interpretării rezultatelor investigațiilor medicale, doctorii ajung la o concluzie și stabilesc un diagnostic, dar ei sunt, pentru stabilirea diagnosticilor, ei fac analiză de date, asta exact, fac, de informații. Informații acumulate în școală, în experiența clinică și din analizele pe care le are pacientul respectiv. În multe dintre ramuri, adică sunt și ramuri ale medicinei, unde ai nevoie să interacționezi cu pacientul mai mult decât verbal, ca să poți să pui un diagnostic. Să-l palpezi, să-l asculți. Da. Inteligența artificială nu are capacitatea să execute manevre fizice. Asta e. Adică nici, nu vorbim nici măcar de intervenții chirurgicale, oricât de simple, dar nu poate nici măcar să pună o branulă sau să recolteze sânge. Deci aceste manevre fizice protejează o bună parte a profesiei, ce voiai să spui. Că mi se pare ușor dramatic pentru, din câte știu eu, compania IBM, cea care lucrează de vreo 15 ani sau mai bine la asta, la a scoate un soft care să înlocuiască, practic, medicul. Au făcut niște baze uriașe de date și au la tot, diagnosticare au tot lucrat la chestia asta, dar la un program de diagnosticare, da, la un computer care să poată să oferă diagnostice cu precizie mai bună decât un medic. Și acum vine inteligența artificială, care a apărut peste noapte și, practic, zădărnicește munca de... Nu, e un progres. Atât de mulți ani acestei companii. Bine. Softul ăla tot analiză de date face. Da. Numai că acum sunt folosiți algoritmi de învățare. Partea și ăla avea și algoritmi de învățare, că asta era șmecheria. Că era un medic robotic ce se dezvolta permanent și învăța permanent. Sporea baza de date și învăța din cazuri, da. Da. Partea asta de interpretarea datelor și informațiilor și de stabilirea diagnosticelor de către oameni este la prima vedere în pericol, nu? Sau nu? Pentru că sistemele sanitare care sunt conduse de oameni cu viziune vor învăța să integreze inteligența artificială în procedurile uzuale. Adică
astfel încât medicii să aibă puteri și mai mari în diagnosticarea pacienților. Cât de bun va deveni un medic diagnostician când va face diagnoza ajutat de programe de inteligență artificială. Da. Dar condiția este să fie ajutat, să fie un instrument pentru medici, și cea mai mare greșeală ar fi să apară niște manageri hrăpăreți care să încerce să taie costurile prin concedierea medicilor. Corect. Și să înlocuiască cu programe de inteligență artificială, care n-au salarii, nu trebuie să le plătești asigurări medicale, nu trebuie să plătești sporuri de noapte, să le dai vacanță și așa mai departe. Și să nu vă imaginați că nu va exista această tendință. Că, din păcate, cred că ăsta este pasul următor. Și poate că ar trebui... Cel mai probabil, dar cei mai... adoptată și legislație pentru protejarea oamenilor de inteligență artificială și pentru obligarea celor care folosesc inteligența artificială să o folosească în sprijinul activităților umane. Eu nu cred că se va întâmpla asta peste tot. Eu cred că vor fi și multe cazuri în care medicii vor folosi inteligența artificială și va mai dura, cu siguranță. Și se vor perfecționa... Nu poți să folosești de capul tău. Asta, da. Adică nu poți să fii un medic care să spună și eu mai întreb pe ChatGPT. Nu. Cred că e datoria noastră cumva să învățăm și noi cum să folosim inteligența artificială. Nu doar să învățăm inteligența artificială să se dezvolte. Uh-huh. Cred. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.